calitate de președinte al OARE și având o vastă perspectivă asupra stării actuale a arhitecturii din România, care vi se par dumneavoastră principalele obstacole cu care se confruntă arhitectura în general? Eu aș face mențiunea a trei categorii de obstacole pe care le consider că coexistă. Sunt simultane și nu le-aș ierarhiza. N-aș spune că una dintre aceste categorii e prima sau e mai importantă decât celelalte. Și aș spune așa că o parte din obstacole țin de noi, de noi arhitecții, altele țin de ei, adică de ceilalți și mai ales cei care contribuie la construire. Mă refer la profesiile construirii, la industria construcției, la administrația construirii și așa mai departe. Deci cadrul acesta extins și altele depind de toți. Și aici m-aș referi la cultura construirii în România. Pentru că se poate vorbi în mod cert de o cultură a construirii în fiecare loc, regiune, țară și așa mai departe. Și încep cu noi, pentru că așa se cuvine. Spun de multe ori că, din păcate, unii dintre dușmanii arhitecturii de calitate sau din obstacolele despre care întrebați dumneavoastră, suntem noi înșine, prin aceia dintre noi care, în modul în care sunt formați, în modul în care își fixează obiectivele, în modul în care cedează sau prin modul în care cedează la presiunile inerente acestei profesii, a interacțiunii cu realitatea, să spunem, coboară ștachetul. Suntem foarte critici la ceea ce face educația universitară în arhitectură în perioada recentă. Sau mai mult la ceea ce nu face. Evident că universitățile de arhitectură oferă într-un interval de timp foarte lung, 6 ani de zile de studii, lucru care nu se prea mai practică în Europa, cunoștințe din principalele domenii care contribuie la formarea unui arhitect. Dar am făcut un sondaj, de fapt o cercetare sociologică avansată, în urmă cu un an și jumătate, despre punctele de vedere ale absolvenților de arhitectură și ale angajatorilor lor, referitoare la competențele pe care ei le primesc în mediul universitar. Și am descoperit o serie întreagă de lucruri care lipsesc și care țin de felul în care îți gestionezi cariera de arhitect și afacerea. Felul în care comunici, interacționezi cu clienții, care e o chestiune fundamentală și trebuie să spun că în școală nu înveți să discuți cu alții. Înveți să fii tu însuți marele creator, cum să spun eu, omul orchestră, jack of all trades, omul care le rezolvă pe toate, le știe pe toate, care își educă și își impune punctele de vedere a clientului, ori nu este deloc așa. Chestiunea este mult mai sofisticată și mai ține mult mai mult de colaborarea cu clientul, de învățarea din relațiile pe care le ai în permanență cu cel pentru care lucrezi. Și asta nu înseamnă în niciun caz abdicarea de la propriile cunoștințe și principii sau ceea ce fac unii dintre noi, alții dintre noi, care pur și simplu se subordonează total unei voințe vag concurate a clientului și spun asta mi-a cerut clientul, asta am făcut. Vă dați seama că vorbim de ceva ce n-a reușit, ca să fiu domol. Deci suntem în situația de a încerca să depășim aceste chestiuni și de a ne ridica ștacheta. Sigur că lucrul ăsta nu e ușor, nu poți fi o profesie de autodidacți în totalitate, deci avem nevoie și încercăm atât cu școala, cu universitățile de arhitectură să discutăm despre aceste subiecte. Și trebuie să spun că sunt reacții și sunt facultăți care conștientizează și încearcă să modernizeze învățământul de arhitectură și mai mizăm foarte mult pe ceea ce suntem obligați să restituim profesiei și anume formarea, dezvoltarea profesională continuă. Aici e foarte importantă relația noastră cu toți cei din industriile construcțiilor care pot să ofere, pentru că au în spate cercetare, au dezvoltare, au tehnologie, au cunoștințe care în domeniul nostru evoluează cu o viteză pe care e foarte greu să
să ții pasul cu ea. Și atunci aceste colaborări, puterea de a selecta, de a ne informa, sunt fundamentale. Ăștia suntem noi. Sigur, mai sunt problemele care țin de etică, țin de rezistența la jocurile corupției, țin de concurență și loialitatea concurenței. Trăim în România și noi, arhitecții, nu putem fi altfel decât toți ceilalți. Și e nevoie de progres și de schimbare în rândul societății în general și a instituțiilor și a tuturor. Bun, suntem noi, am început cu noi, avem multe de făcut asupra noastră, dar acum o să mă duc către cadrul legislativ și către administrație, spunând că sunt o barieră majoră. Deci și pentru cei care practică profesia, să spunem, la standarde bune, sistemul de achiziții publice din România, care este un dezastru, care conduce spre prețul cel mai mic, toate mecanismele de autorizare, urmărire, recepția construcțiilor funcționează, din păcate, cu viteze diferite. Spuneam la un moment dat că dacă o iei pe calea justă a dezvoltării unui proiect cu profesionaliști și cele mai bune intenții, te vei ciomi de o piață care te exclude. Mai ales în raport cu lucrările publice, cu achizițiile publice, care în orice societate ar trebui să dea tonul, să reprezinte ce înseamnă pentru societatea, comunitățile respective, o construcție. Nu? Clădirile publice sunt de fapt cele pe care le vedem că au rămas în istorie. Biserica, muzeul, primăria, gara, sala de concerte, teatrul, exact. Deci astea sunt, exact. Sigur că fiecare cu locuința lui, cu locul lui de muncă, sunt foarte importante, dar pentru societate, clădirile publice, spațiu public, piețele, parcurile, legăturile între străzile, acolo se vede civilizația. Deci sunt extrem de critic și am tras un semnal de alarmă împreună cu mulți actori din industria construcțiilor cu care ne-am asociat în anul acesta, prin vară, cu antreprenorii, cu patronatele, cu asociațiile producătorilor de materiale, cu inginerii de structuri, de instalații și așa mai departe, și am creat un cadru de dialog. Chiar azi dimineața am avut o întâlnire pe teme de legislație, prin care încercăm să atragem atenția, toți având același interes, și anume a se construi mai bine, către guvernanți. Și acum avem, sigur, un minister cu o conducere nouă, un guvern reîmprospătat, și de fiecare dată când apar aceste schimbări, crește speranța de a avea niște oameni cu care poți să dialoguezi și să convingi în direcția care cred că ne interesează pe toți. Și a treia categorie, spuneam că e vorba de oameni, în general, de public, de educația de bază, educația din familie, școală, facultate, care nu are legătură cu arhitectura și cu construirea, adică ceea ce constituie cultura generală. Și credem, avem convingerea de fapt, și am văzut la alții lucrul acesta, care contează foarte mult și pentru ei, că oamenii trebuie să învețe să trăiască împreună în mediul construit. Să învețe să-l aprecieze, să nu mai creadă că despre arhitectură vorbesc numai arhitecții, despre muzică doar muzicienii și despre artele plastice doar cei educați în sensul ăsta, pentru că toate se adresează oamenilor. Deci în momentul în care cineva spune, nu-mi exprim părerea că nu sunt de specialitate, cred că lucrul ăsta nu se poate aplica la arhitectură, nu trebuie să se aplice la arhitectură, pentru că ea slujește oamenilor. Dacă clienții noștri nu pot să evalueze ceea ce le propune, nu pot să selecteze, nu pot să opteze pentru soluțiile bune, n-am făcut nimic. Suntem toți pradă sigură fenomenelor de care pomeneam înainte, prețul cel mai mic, concurență neloială, lucru superficial, corupție, merge și așa, lasă fie și așa mai departe, lasă-mă să te las, sau alte vorbe înțelepte.